Domnilor profesori, stimați părinți, dragi absolvenți, în primul rând o să mă adresez dumneavoastră, stimați studenți, absolvenți, felicitându-vă pentru că ați ajuns astăzi la Gaudeamus, o festivitate care marchează finalul unei etape esențiale în pregătirea dumneavoastră profesională. Evoluția dumneavoastră viitoare va depinde de seriozitatea cu care v-ați pregătit pe parcursul anilor de studii și de deciziile care le veți lua cu privire la cariera dumneavoastră profesională și la viața personală. În calitate de primar a unui oraș care are mare nevoie de forță de muncă, sper că prima decizie legată de cariera dumneavoastră profesională va fi de a rămâne în Sibiu. Despre parcursul anilor de studii, cred că vor vorbi reprezentanții studenților și pe scurt o aminti și domnii rectori. Eu doresc să amintesc pe scurt câteva dintre beneficiile care le generează și le pot genera universitățile pentru un oraș care pe bună dreptate poartă statutul de oraș universitar. Universitatea Lucian Blaga și Academia Forțelor Terestre au un rol determinant în ansamblul sistemului de educație sibian, iar educația unei comunități stabilește nivelul de civilizație al acesteia, de nivelul de educație și de civilizație a unei comunități depinde în mare măsură dezvoltarea viitoare a acestei comunități.